Bună ziua! Ai, astăzi e joi, vezi ce-mi plac chestiile astea. Cu păcei ești așa cu roșu. Astăzi e joi. Tocmai ce am ieșit de la muncă și... Nu știu. Mie-mi e dor de ieșirile în natură. Și am zis să explorez un pic împrejurimile locului unde muncesc eu. Dar de data asta am luat-o pe altă parte, pentru că mi s-a părut mie că sunt dealuri, sunt chestii, de ce să vezi noi. Vedeam dealurile de mult mai departe, sunt numai case aici. N-am zis să dau o tură, poate așa descoper ceva frumos. Uite cum ar fi pondarul ăsta. Uite ce muncește săracul. Da. Bravo, mă, băiatule! Îmi place rău să văd albinuțele, bondarii, cum muncesc ele de dimineață până seara. Asta înseamnă că a venit primăvara. Dom'le, nu știu ce să zic, că dimineața era atât de frumos afară. Uite și acolo un stec frumos. Vedeți cum se vede cerul? Dimineața era atât de frumos, acum iar a început să bată vântul. Și să fie urât. Am impresia că iară se schimbă temperatura zilele astea. Mor. Măcar în parc aș fi vrut să ies și eu. Să mă duc să culeg, să-i zic, cimbru. Nu mai mult. Nu să mă duc prea departe, doar așa pe lângă casă. Dar să nu mai plouă, domne, să nu mai bată vântul ăsta rece. În fine, vedem ce o ieși. Și am zis să mă plimb un pic pe aici, poate descoper ceva frumos. Deși mă îndoiesc. Dar hai să mergem. O iau încolo în față, vedem noi ce o ieși. O grămadă case din astea frumoase, nu știam de ele. Frumoase sunt căsuțele astea. Cui nu i-ar plăcea să stea într-o casă din asta? Bine, mi-ar place o căsuță cu grădină, nu așa, cu... fără nimic. Degeaba stai la casă dacă nu ai și tu o grădiniță, o ceva acolo, să plantezi, o, ce știu, măcar un pătrunjel, nu mai zi mai multe. A, uite... Îmi plac caravanele astea. Aolea, doamne, doamne. Mi-ar place să am o de asta și să plec cu ea în lume. Uite ce frumoasă e. Ai, dar nu știu dacă încap pe ușa asta. A, dacă mă pun într-o parte, poate am șanse să încap în ea. Așa. A venit primăvara. Mi-ar plăcea să culeg niște plante, niște... Nu știu, ceva. Am zis că o să mă duc prin parc pe la noi. Să, dacă o fi frumos timpul, să mai culeg niște cimbru, că am rămas fără cimbru și cum am găsit, zi să-i zic chestiile alea, să culețul ăla frumos. Am zis că vreau să-l umplu cu cimbru. Dar asta dacă am noroc să fie cald. Astăzi, în weekendul ăsta. A, uite, mai văd și acolo o mașinuță, tot așa făcută caravana. Ai, mai micuță. Dar e bună așa. Hai să văd ce descoper eu. Îmi dau o roată așa și după aia mă duc la metrou. Ai, pardon. Înainte nu făceam chestia asta nici dacă mă plăteai. Uite, vedeți, am văzut câmpurile astea, zic, azi e super să vezi ce peisaj. Hai să mă duc un pic mai încolo. Așa, am plecat mai devreme de la muncă. Dar e gard. Hai, nu poți să intri, că e gard. Hai, uite, floricele.
știe cineva cum să numesc floricelele astea? Da, se ușu una. Că nu-mi fi foc. Dar nu miroase. Mă duc până la gardul ăla, văd ce e. Asta aia mi se părea mie că sunt câmpuri, că sunt de-astea pe aici. Zic, mă, ce frumos au oamenii ăștia. Niciodată nu m-am încumetat să explorez eu împrejurimile. Bine, nici nu m-a interesat. Eram grăbită să ajung acasă. Dar acum, când s-a făcut măriuca mea mare, nu mai am așa griji. Și îmi permis și eu să fac mici scapade din astea. Nu, e în grădină, n-am cum să intru. Dar uite ce frumos e. E o zonă mai nouă, numai blocuri noi sunt. Uite ce de verde. Dacă era deschis, nu intram eu prin parcul ăsta, prin câmpulețul ăsta. Dar nu e deschis. Așa că... Și puteam să iau așa și mă duceam la următoarea stație de metro. A, da, uite, cred că pot să intru pe partea așa. Aha, dar pe unde s-o ocule? Oh, ar trebui să dau dita mai acolo. Merge. O iau pe aici, pe sus. Era să și cad. Și asta. Am zis să mai filmez ceva, să mai... Că mie îmi place, v-am zis că da, bine, că știți deja că mie îmi plac plantele, mie îmi plac florile. Mi-ar fi plăcut să stau la țară, să plantez. Bine, viața la țară e grea, știu că e grea. Măi, dar pe acolo, pe lângă casă, mi-ar fi plăcut să fac și eu un pic de treabă. Nu știu dacă aș fi în stare să duc eu o gospodărie la țară, dar ideea în sine mi-ar plăcea să stau la țară. Stați că am văzut ceva și vreau să... Hai, să trec să filmez, să văd ceva. Și asta cum să stau la țară, să... Și eu acolo, două brazde, nu mai mult de ce și altele. Că pe lângă alea două brazde mai puneam eu câte ceva. Așa, îmi place viața asta mie. Și de aia acum că e primăvară, mă duc după verde. Și că mă duc după miros. Nice. Uite, pentru ce am încheiat eu filmarea, am întrerupt un pic filmarea, am văzut o chestie din asta, nu știu cum se spune, o chestie de asta, depun muncitorii când zugrăvesc zi lucrurile care le aruncă, ce știu eu, cimentul și alte alea, varul și... Uite, am găsit dulăpiorul ăsta. E de plastic. Mira, ce frumos e. Mira. Uite, se trage așa. Ce tare e. E de plastic, mira. Uite ce mișto e. Să-ți pui o cremă, să-ți pui. Ce tare e. Mă duc acasă, îl spăl și văd eu la ce-l folosesc. Nice, dar numai că e nașpa că n-am o pungă în care să-l bat sau un sac. Era bine dacă aveam un sac. Și îmi place că e de plastic, deși mi se părea că e de lemn, asta e de plastic. Mă duc cu el acasă. Am găsit chestia asta. Mă duc cu el acasă, mie nu mi-e rușine să iau de la gunoi. Uite ce frumos e. Îl pun la baie, îmi pun creme, îmi pun chestii. Ce are? Îl spăl frumos. Nice! Uite așa. Uite că n-am dăstă zi să zic un sac. Mă vede și lumea, vine un tip. Dar nu pasă nada, așa mă duc el pe metro. Ce crezi că mi-e rușine? Nu mi-e rușine. Nu l-am furat. L-am împrumutat. Numai eu pot să fac tâmpenii de-astea. Văzusem
chestia de mai departe și am zis gata, am întrerupt zi să zic clipul ca să văd ce găsesc. Am dus să caut special, că știam că la chestiile astea lumea aruncă, facem toți că până la urmă și eu arunc și tu arunci, toată lumea aruncă. Că bănuiesc că și lucrurile mele pe care le-am aruncat au ajuns pe colo, pe colo. Dacă mi-am aruncat eu până și tava, că am zis că n-avem loc, n-avem aia, și mi-am aruncat tava. Acum, na, ce să vezi, sunt în căutare de altă tavă și mi-ar plăcea tot așa să o găsesc lăsată de cineva, ca să nu zic aruncată la gunoi. Uite altă chestie de bar, mă duc acolo să mă uit. Hai să-ți arăt să vezi ce nebună e Georgiana. Și că... Na. Suntem amărâți, bă, nene, nu suntem niciunul, n-am venit de Bucăști și suntem în Spania. Hai să vezi. Aici mai vine și lume, dar mă rog. Mă uit un pic aici să vedem. Uite, e o chestie de-asta, nu știu cum se numește. Hai, ăsta n-are nimic. Dar uite-te și tu ce uși bune. Uite, clanță. Să știi că mi-ar fi trebuit mie niște clanțe. De ușă nu mai zic. Ca în clanțele varză. Uite, stai, casă. Îți iei o ușă de-asta și ți-ai făcut casă. N-am zis să-i zic, mă. N-am și o rubelință, că-și lua clanțele. Că s-o grămadă bani și asta. Nice! Ați văzut? Ați văzut? Ăștia aruncă tot felul de chestii. Tot felul de chestii aruncă. Și tu le poți folosi dacă ai avea o căsuță. Asta mi-ar fi plăcut mie tare mult să am o căsuță. Așa cum o fi fost ea, mică, urâtă. Cu ce găsești pe aici, pe la gunoi, ți-ai face boboc. Pun niște case acolo, ce-or fi peste drum. Hai să vedem. Asta o să fie, nu știu ce vlog fac eu, dar ce să zic, am plecat după ceva și am zis să fac ceva și fac cu totul altceva. Nu știu dacă pe partea cealaltă se poate circula. Nu știu dacă e trotuar. Dar bă, niște case. Uite că e trecere de colo de pieton. Dar uite ce frumos e. Nice, nu știu, pe aici pe partea asta pare că are lemn sau e numai praf, habar n-am. Așa, uite ce frumos e. Mă duc acasă, îl bag în cadă, mi-l spăl frumos. Madre mea! Și-mi vine super la baie, găsesc eu un loc, chiar deasupra la WC-ul, îi găsesc eu un loc. Îl pun pe mâră să mi-l monteze. Super, nice! Uite, mă murdări și pe mâini, nu aveam eu mâinile destul de urâte, m-am mai mobilit de var. Că și-l țin, stai că îl ținem într-un fel, stai că nu-l rup. De așa un pic. Da, uite și-l țin și mă duc cu el pe metro. Ce crezi? E bine că nu e greu, știi? Fiind de plastic, e ușor. Numai că e incomod că n-am plasă sau n-am un sac. Dacă știam, nu-mi luam eu un sac de acasă. Dar na, asta e. Ce tare! Ce fericită sunt când găsesc chestii de-astea. Că adevărul e că de mult n-am mai căutat așa prin să... după ciurucuri de-astea de la gunoi. Dar îmi place să găsesc chestii. Aici ce sunt? Ceapulas. Aici sunt case pentru oameni amărâți. Uite, ca să vedeți că și aici sunt case de oameni amărâți. Nu știam. Uite ce case de oameni amărâți. Vezi? Și eu pun trei, sper că nu mă ia arba. Eu văd partea asta. Uite, vezi? Oameni amărâți. Hai, sper că nu mai ia careva la ochi, că filmez pe aici. Ma, sunt oameni amărâți peste tot. Și până la urmă niciunul n-am venit de bine. N-am plecat de acasă de bine. În fine, nu mă bag mai mult de atâta. Trec așa pe lângă, profit că nu e nimeni afară. Și că na, e periculos, uite și pe aici. E periculos să te bagi așa în viața omului, să te apuci tu să filmezi. Cam cum fac eu acum. Dar nu știam că zona asta e așa.
Uite, cum pe acolo, nu mai e, pe aici cobor jos, la stradă, ca să, să n-am probleme. Oamenii am râs ca și noi, ca și mine, ca și tine. Important e să nu uiți niciodată de unde pleci. Tocmai de-aia eu sunt de viață, eu mie nu-mi e rușine, nu... Nu, n-am de-astea. Mi-e jenă de oameni care râd aiurea, care uită de unde pleacă, care... Asta, da. Care, oamenii care judecă fără să te cunoască. Mai mă, și pe aici. Mira. A ver ce găsesc eu pe aici. Na. A ver. Nebună mai sunt. Da, la noi se poartă dumpster diving. Asta nu mă vedeam să fac, dar văzusem o chestie și am zis că cine știe ce. Și asta. Și cam așa o să încheie vlogul ăsta, că nu mai pot să mai mădunică ieri, că dacă am ăsta în mână, n-am cum să mă plimb. Și uite, acolo ce contrast, vedeți? Acolo blocuri frumoase, astea, alea, și acolo oamenii amărâți. Ai. Ce să mai? Cam ca peste tot. Mai mă duc un pic acolo să vedem ce mai fi. Văd așa un deal. Hai să iau un pic așa. Aventura cu Georgica. Văd acolo un parc ceva. Ca să mă așez să dau un pic de cafea. Și asta. Sunt fericită rău cu zi, să zic, cu găselnița mea. Ha, nice. Hai că revin după aia. Da, uite, e un parculeț aici pentru copii. Și eu cu dulăpuierul meu. Nu mai, cred că mă întorc înapoi. Dar dacă n-aveam ăsta, mă duceam mai încolo, dar am ăsta în mână și n-are rost să mă îndepărtez de metrou. Uite, ăștia au și câmp de padel, ăștia au și, uite aici, de ăsta, teren de padel sau de fotbal, ce-o fie. Au și piscină, vedeți ce contrast? Ce contrast între oamenii amărâți care stăteau în casele alea, amărâte și ăștia. Am văzut pe o gaură de asta cum arată interiorul grădinii ăsteia sau ce-o fi, patio, nu știu cum se zice, patio în românește. Stai să vă arăt, stai să vedeți, să vedem dacă pot să filmez, dacă nu este careva. Ia uite cum arată, cu palmieri, cu floricele, cu de-astea. Vedeți ce frumos e? Aici nu poți să intri decât dacă ești rezident. În fine. Și asta. Ce îmi pare rău că nu mi-am luat undela, iară, nu mi-am luat undela de spăla pe mâini. De azi încolo o să am grijă să-mi pun mereu un geantă, una, o chestie de-aia. Ha! Ce tare! Ce mișto am găsit chestia asta. Ce fericită sunt. O iau spre metrou. Hai să nu spui că trebuie să urc scările alea ca să ajung la metrou. Bar n-am zis pe aici, nu am fost niciodată. Dar am făcut bine. Am găsit o chestie drăguță rău. Vezi ce frumos o pun eu la baie. Îmi pun șampoanele, îmi pun chestii pe care le cumpăr. Că mai fac și eu zi, să-i zic, stoc așa când mai prind și oferte la șampoane, ce știu, la Dero.
Nice. Hai, rămâi cu mine să vedem ce ieși. Am trecut pe partea asta că am văzut topăraș. Nu topăraș. Zi, năsturaș. Vezi ce de năsturaș sunt pe aici. Vezi? Topăraș nimic. Vezi? E frumos parcul ăsta, dar nu mai urc sus, că mi-e greu. Dar sunt frumoși toporași, măsturași. Hai să, dă-i, Doamne, să fie frumoasă afară în weekend. Măcar să mă duc să-mi culeg niște cimbrișori, că nu mai am. Așa e? Să nu spui că ăsta e toporaș. Uite, toporaș. Ba da, e toporaș, Mira. Mira, ce frumos. Uite ce pe mâinile mele, vezi? Uite, toporaș. Uite, aha, am găsit și un toporaș. Ce nice. Când vă postări pe Facebook, pe YouTube, cu zi să-i zic, cu ghiocei, cu... Mamă, mor, zic, cum găsește mă lumea asta, că nici pe timpul meu nu era bătuția. Ghiocei la un loc și ce știu, alte flori de ce apar acum, primăvară. Dar nu mă așteptam să văd și eu un toporaș. Când eram copil, făceam bucăchiețele de toporaș. Nu mă așteptam. În fine, nice. Trebuie să mă uit bine să văd. Mai pun pe pauză, mai revin. Puteți să-mi spuneți de acum Georgiana, Georgica Gunoiera. Uite ce de... ce de măstrași. Mai mă uit de niște toporași. A ver, văd eu ceva? Nu mai, am avut un loc să-l văd pe ăla. Ha? Dar trebuie să și fie pământul de așa natură. Trebuie să fie pământul mai gras, mai ne... ne umbla pe el. Ha, ce tare! Și asta că mai am un pic. Uite, metru acolo. Ha, ha. Nice! Nu știu ce părere o să-ți faci despre clipul ăsta, dar... n-a fost intenția mea să plec după ceva anume. A fost intenția mea să văd câmp. Zic, mă duc pe câmp să adun niște, zic, cimbrișori și altele. Dar n-am avut noroc. Dar am avut noroc de altele. Bun. Acestea fiind spuse, mă duc acasă cu găselința mea. Super! Și fiți atenți cât de nebună sunt că eu postez chestia asta, știi? Super! Mă duc acasă aici să termină clipul ăsta atât de spectaculos. Îmi fac vreo două selfie cu dulăpiorul meu. Chiar, cum să fac eu selfie de aici? Că nu știu cum să fac. Așa. Și... ce să mă zic, fără cuvinte. A, parcă a început să-mi placă chestia asta. Hai, te pupă fata, ia uite ce-i pe mâinile mele. După ce că sunt muncită rău de tot, mi-a mai sărit și uva. Mama, e umplut și de var, dar nu contează. Te aștept cu drag pe canalul meu. Canalul unui om mai simplu decât crezi. Te pupă fata, ceau, ne vedem mai târziu. Am ajuns la metrou, aștept să vină metrou, că l-am pierdut, a plecat chiar în fața mea. Sunt cu găselința lângă mine, ca să vedeți că nu mi-e rușine să merg cu el pe metrou. Nu o să mă intereseze lumea care o să facă fețe, probabil. Uite, ce super! Nice! Mă duc acasă și văd eu ce mai fac. Mă bucur eu când găsesc chestii de astea. Dar ce mă bucur rău e că e de plastic. Și că la baie, la noi e baia mică, știi? Și se face mult abur. Și asta nu o să fie nicio problemă că e de plastic. Nice! Cam asta
cam asta a fost vlogul meu de astăzi. În rest, ce să vă zic? Asta e, dacă îți place de mine ca așa cum sunt nebună, ce știu eu, cum mă vezi tu, dar eu sunt un om simplu, eu sunt de gașcă, depinde de tine dacă ești de gașcă. Nu mi-e rușine să fac chestii de-astea. Asta, te aștept cu drag să te abonezi la canalul meu, să vezi aventurile mele de zi cu zi. Ce să zic? Te pupă, fata, și... Numai că ce să mai... Îmi dau seama câtă lună judecă chestia asta. Vă dați seama că eu o să îndrăznesc să pun chestia asta pe YouTube. Și câte dintre cunoștințele mele o să mă bârfească. Dar ce să vezi? Mie nu-mi pasă. Nu-mi pasă pentru că nu-mi dă nimeni să mănânc, pentru că nu-mi bate nimeni nu-mi bate la ușă să mă întrebe ești bine, nu ești bine, de-astea. Ce să vezi? Cum nici pe mine mă interesează viața nimănui. Fiecare ne duce în greutățile și problemele așa cum putem. Că eu mi le ascund în fața, în spatele zâmbetului pe care îl vedeți mai întotdeauna, e altceva. Numai cine știe să citească printre rânduri își dă seama că... își dă seama de multe. Hai să vedem, nu știu dacă mai înregistrez acasă, avem și metrou, dacă mai fac ceva sau mă pun să mă primesc cumva. Dar o să-ți arăt ăsta, dacă-l fac frumos, să-ți arăt. Am ajuns în metrou, îmi permis să vorbesc acum, să țin selfie stick așa, că nu prea e lume. De ce mi-ar fi rușine? Nu l-am furat, nu fur, nu fac rău nimănui, nu mi-e rușine să fac chestii de-astea. Iar tu, dacă judeci, să fie păcatul tău, ce să zic. Tu să fii fericit. Hai, dai să-mi închid ăsta. Gata, sunt fericită că mi-am făcut un cadou cum ar veni, știi? M-am urmărit toată de var, dar nu mai contează. Trebuie să-mi intrăm mai aproape de mine, nu cumva să deranjeze lumea. Ia uite-l, uite așa. Ce are, domnul? Să vezi ce bobocul face Georgica. Ha, pe aștept să ajung acasă. Să mă odin... Bine acasă cu dulăpiorul, să mai uita lumea ciudat pe la mine prin metrou, dar nu mă deranjează. Dar se vede că e, dar nu m-a deranjat. Am avut așa noroc că nu prea era aglomerat să deranjez lumea. Am ajuns acasă și mi s-a făcut foame. Și uite, am borcanul ăsta de zacuscă. L-am făcut eu. Uite, doamne, ce s-o... Și că l-am fier la băi mare, dar lui fier și la băi mare. Bă, vine apă în gură, Mira. Uite cât de bine s-a păstrat, îl deschid aici, în fața voastră. Am făcut tot așa, cred că probabil pe live l-am făcut. Au ce înghit în sec. E o foame de numai. Mi-am încălzit două chestii din astea ce am făcut tot așa odată, într-o seară, acolo de curând, pe live. O să-mi pun și niște zacuscă din asta. Ia să vedem, trebuie să gust. Nu știu, nu că mă laud, dar mi-a ieșit super. Așa. Așa, vreau să mănânc o conservă de-asta de sardină. De din asta. Am cumpărat pentru, mai mult pentru fiii mea să mănânce când nu suntem acasă, când nu sunt acasă să-i fac ceva să mănânce. Asta cam uitea să vă arăt. Deci, sardine în tomate. Că îi plac. Mă pun să mănânc. Îmi fac și o ceapă. O ceapă din asta, că nu mai pot să depărtăm. Și cam asta e. Ce să zic, asta a fost aventura pe ziua de azi.
Vedem ce îi mai face. Deocamdată mănânc și după aia, cred că mă duc în pat să mă odihnesc, că nu mai pot înghit în sec. Uite, am aici zacuscă, mi-am pus și conservă de pește, două din alea și o ceapă. M-am pus să-mi gurgetesc, că nu mai pot, o foame. Mi-aduce aminte de timpurile bune, de pe timpul Ceaușescu, cum cam de asta. Vă pupă, Vale. Uite cum arată spălat. Nici nu s-a scurs. L-am spălat. Așa pe fugă. Pe fugă. Mai și stric. L-am spălat așa în fugă repede, că sunt cam obosită. Da, na. Merge. Așa stai, că eu sunt mai brutală. La mine nu ține prea mult ceva. Da, na. Uite așa arată. L-am spălat boboc. I-am dat și cu clor, i-am dat și cu de toate. Acum aștept să se scurgă. Mă uit la el să văd dacă l-am spălat bine, dar eu zic că arată destul de bine. Aștept să se scurgă apa de pe chestia asta. Și vedem noi ce facem cu el după aia. Dar nu era păcat de el. Nu era păcat să-l las acolo. Doamne ferește! Ce ai făcut? Ai. Nu mi-a fost deloc rușine să-l iau. Uite ce bine arată. Nici nu zici că a fost folosit. Ce să mai... Cam asta a fost vlogul meu. Sper să-ți fi plăcut. Nu mai am cuvinte, că doar mă știți că... Na. Sunt un om simplu ca toată lumea. Poate mai îndrăzneț să postez toate chestiile astea, dar mie... Am ajuns la concluzia că ce mi-e îngușă și căpușă sau cum mai era vorba aia, ce am avut și ce am pierdut. Vă pupă fata, ne vedem cu altă ocazie.